Sala de festivități a Centrului Eparhial din Timișoara a găzduit conferința Sfinții Trei Ierarhi cu loc și fără timp, organizată de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest Timișoara. La eveniment a fost prezent înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Am ridicat această problemă că dacă au existat aspecte și momente în viețile lor în care ei au fost refuzați de această lume, în ce măsură oare nu suntem și noi în această postură, anume de a ne face timp pentru prăznuirea lor, însă a nu le face loc în inimile noastre. Pledând tocmai pentru acest lucru, pledând pentru faptul că nu este suficient să-i prăznuim, este foarte important pentru fiecare dintre noi în parte să ne construim o relație vie cu acești trei sfinți atât de importanți ai bisericii noastre și să le acordăm importanța cuvenită în primul și în primul rând în inimile noastre, urmându-le exemplul și făcându-le loc în viața noastră, pentru ca să ne îndăjduim ca și ei la rândul lor să ne facă loc alături de ei când Dumnezeu va rândui să fim acolo. Conferința închinată ocrotitorilor învățământului teologic s-a adresat studenților de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Teologie Pastorală, elevilor de la clasele cu profil teologic ale Liceului Pedagogic Carmen Silva din Timișoara, precum și credincioșilor timișoreni. E deja în practica noastră de ani de zile să întâmpinăm praznicul Sfinților Trei Ierarhi cu un astfel de eveniment în care a fost evocat, evident, modul în care Sfinții Părinți se așează în conștiința actuală prin făptuirea lor de odinioară. În debutul conferinței, trei studenți au susținut referate despre viața și lucrarea Sfinților Trei Ierarhi. Prezentările studenților au fost însoțite de cântări din slujba Sfinților, interpretate de corul studenților teologi. În finalul întâlnirii duhovnicești, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Ioan i-a îndemnat pe tinerii prezenți să ia drept modele și îndrumători pe Sfinții Trei Ierarhi.